Salutare, prieteni! Astăzi o să vă prezint o mașină foarte dragă mie. Este chiar mașina personală. Este o mașină foarte dragă încât sunt deja la a doua mașină de același model pe care o dețin. Am avut un an trecut, am vândut-o, am trecut la altă marcă după care am revenit. Este vorba despre o mașină destul de rară, cel puțin această echipare și această motorizare. E vorba de un 2.0 GT. Versiunea diesel, din păcate. Haideți să facem un walk around, să vedem de jur împrejur cum arată mașinuța. Spatele ăsta mi se pare incredibil de frumos. Gândiți-vă că e o mașină apărută în sfârșitul 2008-2009. Știați cum putea să arate o mașină de vremea aia. Cu jante pe 18, cu culoarea asta frumoasă, tot ce vrei. Prin ce se remarcă mașina asta? Păi începând de la motorizare, este vorba de un 2.0 diesel de 160 de cai de fabrică, dar ceea ce este mai impresionant este valoarea cuplului, pentru că mașina asta vine cu niște cifre destul de impresionante pentru capacitatea ei cilindrică. Gândiți-vă că are 380 de Nm cuplu la o turație foarte joasă. Mi se pare că la 2000 de ture are tot cuplu, dacă nu mă înșel. Ideea e că dacă punem în comparație cu un 2.0 TDI de pe Passatul din 2010-2014, pe B7 de exemplu, pe B7 mașina asta, motorul avea pe versiunea de 140 de cai 320 de Nm și pe cel de 170 350 de Newton. Asta are pe 160 de cai 380 de Newton, ceea ce e foarte impresionant. Ca particularități, cel mai mare și mai bun avantaj pentru mașina asta, după părerea mea, e fiabilitatea. Acest motor de 2 litri are distribuția pe lanț, ceea ce îi oferă un punct în plus pentru fiabilitate. Dacă te vorbim despre motor, un dezavantaj ar fi costul de întreținere la revizie, deoarece intre aproape 8 litri de ulei și destul de costisitor. Dar având în vedere că faci revizia la 12-15 mii, cel puțin eu nu fac kilometri ăștia într-un an și e ok. Din nou, niște costuri destul de mari pe partea de anvelope, fiind niște anvelope destul de mari. Sunt 225 pe 40 pe 18, ceea ce din nou crește un pic costul achiziției. Dar dacă mergi pe o marcă premium, te țin cam 4-5 ani lejer o pereche de anvelope. Sau poți să optezi pentru all season, ești mai ieftin, dar nu ești nici pe cal, nici în căruță. Pe partea din spate, la design, mașina asta se diferențiază puțin de o versiune normală, deoarece diferă difuzorul bării spate. Vedeți că are partea asta gri de jos și partea unde sunt ochii de pisică, astea de ceață, și astea de ceață e albastră ca mașina, pe când la versiunile non-GT sau non-GT Line vine într-o culoare neagră. Cam asta e diferența pe partea de spate, plus sigla asta de aici cu Renault Sport. Pe laterale, diferența față de versiune standard sunt doar jantele, iar pe față bara, care după părerea mea e mai frumoasă pe versiunea fără GT, versiunea cea care are ornamentele în continuarea farului. Da, asta e o chestie de gusturi. Că vorbim de faruri, avem faruri adaptive care învirează, odată cum virezi tu volanul, mișcă și farul stânga-dreapta. Sunt Big Xenon, dar pe lângă partea de Big Xenon pe lupă au și fază lungă separat. Aici pe centru, tot acolo au lumina de poziție, iar în colț aici au niște lumini de zi și semnalizările. Mașina are Xenon D1S, atât pe fază lungă cât și pe scurtă, și mi se pare că are H7 pe becul separat de fază lungă. Tot aici avem și proiectoare de ceață, care după părerea mea nu au niciun sens pe nicio mașină. Nu te ajută cu nimic în plus niciodată. O chestie specifică modelului DGT sunt aceste oglinzi, care sunt în culoarea mânelor de pe uși
și sunt rabatabile electric și încălzite și reglabile electric și tot acâmul. De asemenea, mașina beneficiază de sistemul Keyless Go, Keyless Entry de la Renault, cu care probabil v-ați obișnuit. La mine este foarte ușor, îl țin în portofel. Este această cartelă care are în cuia descuiat faruri și portbagaj. Niciodată nu o să scot din portofel, doar când îi schimb bateria. Pentru că mașina, în momentul în care te apropii și bași mâna aici în mâner, ați văzut, are senzor. Lași ușa, te îndepărtezi și mașina se închide automat. De asemenea, la portbagaj, când bași mânerul, mâna în mâner, se deschide automat. Hai să vedem puțin cum arată motorul. Deschidem de aici puțin capota. O chestie pe care nu găsești la foarte multe mărci, cel puțin la bugetul ăsta, este amortizorul la capotă. Avem un amortizor la capotă. Motorul de 2 litri diesel. Nu sunt prea multe chestii să vă arăt aici. Aici avem un suport de motor, locul pentru lichidul de răcire, locul unde băgăm strop gelul sau lichidul de parbriz. Aici avem bateria, aici un panou de siguranță, acolo filtrul de aer. Niște chestii care nu pentru foarte multe lume contează. Avem și un mic capitonaj pentru capotă. Dar e doar cât e motorul, nu e pe toată suprafața. Da, de cât de mic e ok. Farurile, dacă vreți să știți, se schimbă foarte ușor. Adică becul din faruri. Ai nevoie doar de o cheie de 10 pentru cele două șuruburi. Apoi tragi de clema asta în sus. Asta iasă și după care poți să bagi, poți să scoți farul afară. Ai doar mufa pentru... Adică toate cablărele sunt într-o singură mufă. Sună ușa de poartă. Asta este. N-ai ce face. Pe laterale am aplicat eu pe interior o folie insonorizantă bituminoasă plus antifonaj cu burete tra-la-la-la-la-la pe toate laterala mașinii și pe stânga și pe dreapta. Hai să vă arăt puțin și portbagajul, dacă tot suntem la capitolul ăsta. O chestie nasoală e gura asta de încărcare, care e foarte mică. După care portbagajul în sine e destul de încăpător, dar nu prea te ajută dacă ai gura asta de încărcare mică. Ca orice român, plase, 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 peste tot plase. Așa e destul de încăpător. Avem aici un loc și pe stânga și pe dreapta de unde putem trage. Butonul pentru deschidere. În oglinză avem semnalizări. Aici avem bușonul de motorină, care de fapt nu are bușon. Este doar această ușă care se deschide și se închide automat odată ce încui mașina. Este un fel de easy access pentru motorină. E o clapetă, bagi pompa, se apasă, o scoți, se închide. Nu poți să bagi mizerie sau așa ceva. Jantele mașinii sunt pe 18, pe varianta GT. Însă, pe variantele normale, mașina poate veni cu roți pe 17 și pe 16 și probabil și pe 15, pe motorizările mai puțin potente. Nu știu exact, n-am avut. Hai să trecem și la interior. Aici mi se pare că mașina stă destul de bine. Avem aici ornamentele cu Renault Sport pe praguri. Un dezavantaj la această mașină sunt aceste uși imense care efectiv te încurcă în orice fel de parcare și dacă n-ai fi în parcare, dacă ești pe o stradă în pantă sau așa și vrei să deschizi ușa, te rupe cât e de mare, e nasol. Dar trecând peste chestia asta, materialele de pe ușă sunt destul de calitative, adică aici avem material moale care imită bordul. Aici avem piele care la fel e moale, piele moale. Partea asta care vine în jos e tare. Buzunarele la ușă sunt chiar foarte mari, adică la modul încape o sticlă de 1,5 litri plus capetele astea alungite.
pe partea de stocare, mașina are în uși torpedou, care și să-i măricel, plus stânga-dreapta sub preșuri are spațiile astea de depozitare. Ceea ce e o chestie frumoasă. Bine, alte mașini au sub scaune, aici asta le are chiar sub mochetă. Pe partea de scaune, astea sunt niște scaune de GT, care sunt foarte bine profilate pe lateral, te îmbracă foarte bine. Au și pe șezut un suport foarte bun. Ai pe ele reglaj, din păcate, manual, doar pe RS am văzut, dar probabil să mă înșel, reglaj electric. Deci avem reglajul... Să vă dau o mică chestie, gândiți-vă cât de profilate astea, că ridici de ăsta și freacă în ele, uite. Deci asta e un pic, nu-i gândită foarte bine, dar asta este. Încălzirea scaune pe 3 trepte, care nu ți apare aici nicăieri, nu știi de fapt pe ce treapte ești, dar ai un senzor în bord care ți apare doar că, băi, porită încălzirea, nu știi exact pe ce treapte ești. Tetierele astea frumoase, care se reglează pe înălțime și pe deschizătură. E o chestie păstrată de la modele mai vechi de Renault, dar își face treaba. Pe partea de loc nu excelează mașina asta în spate, dar până la urmă nu de asta e gândită. Haideți să facem un exercițiu. Las puțin telefonul aici. Să zicem că asta ar fi o poziție unde încapi în față și în spate, cam ăsta e locul. Nu e foarte bine. Dar până la urmă nu cred că ia mașina asta ceva pentru navetă cu 4 persoane. Avem aici un fel de lumini ambientale pentru picioare, care îți luminează tot compartimentul de la picioare în momentul în care ai oprit mașina și... Deci în momentul în care oprești mașina, apeși pe buton, se oprește, se aprind lumina la picioare și lumina în plafon, atât în față cât și în spate, ceea ce e o chestie foarte bună. Ușile se închid foarte bine. Hai să trecem puțin și la volan. Aici e un pic mai interesant. Așa. Dacă îi vine vorba de sistemul infotainment, trebuie să ne gândim că totuși este o mașină din 2008-2009 ca model, care a primit pe parcurs niște facelift-uri, dar până au ajuns la navigația cu AirLink au mai durat ceva timp și e destul de nefolositoare partea asta de navigație. De ce spun asta? Pentru că nu prea te ajută hărțile. Avem aici un ecran cu GT Renault Sport. Acum e oprit, dar o să-l pornim imediat. Aici în București știu auto ăsta, ce vrei să rim? Bun, l-am pornit. Da, e o chestie interesantă. Comenzile pentru radio sunt aici. Adică pentru toată partea de multimedia, nu doar pentru radio. Deși niciodată nu o să le folosești de acolo, marea majoritate o să le folosești de aici. Pentru că aici e satelitul clasic de la Renault. Pentru pauză, volum mai tare, mai încet. Aici e un CD changer, dar nu-l folosește nimeni. Și aici pe spate e un buton care, cu ajutorul căruia treci printre posturile de radio sau printre melodiile redate pe Bluetooth. Volanul, dacă cităm un blogger mai cunoscut, cum se ține volanul în mână, păi se ține foarte bine volanul în mână, ai destul loc. Ai și aici o tăsitură pentru degetul mare, care e chiar foarte bine venită. În spate ai loc să ții mâna pe volan. Volanul este din piele, pe partea de sus piele normală și jos, pe când pe laterale vine un fel de piele perforată. Aceasta este specifică modelului GT, pentru că am avut înainte alt Megane tot coupé, tot de 2 litri și avea volanul dintr-o singură textură de piele, adică piele normală. Aici avem pielea asta cu cusătură albă, exact ca pe scaune, ceea ce e o chestie bună. O altă chestie, ornamentul ăsta e aceeași culoare cu oglinzile exterioare plus mânerele de la uși și acolo avem inscripția GT. Se vede, nu se vede prea bine, că bate lumina. Pe partea de ușa șoferului,
două geamuri electrice pentru că atare mașina, selectorul pentru care oglindă operăm, butonașul de reglaj al oglinzilor, plus butonul de pliere al oglinzilor. Și de aici, dacă îl lăsăm așa într-o parte în stânga, după cum vedeți pe iconițele astea, oglinzile rămân fixe, pe când dacă îl lăsăm pe mijloc, în momentul în care ai încuiat mașina, se adună, în momentul în care descuia mașina, se deschid. Comenzile, le știți, sunt clasice Renault, pe partea dreaptă ștergătoare, pe stânga semnalizări și faruri, dar o să mai intrăm în detalii. Pe stânga, luminozitatea ceaselor de bord și a bordului în sine cu totul. Deci dezactivăm controlul stabilității. Aici un buton orb, nu știu exact pentru ce. Pe partea de ceasuri de bord, să vedem. În stânga, clasic, turometru. În dreapta, partea de computer de bord. Pe centru, ceasul care este specific modelului de GT, adică analogic. Există și versiunea GT Line, care are o serigrafie până la 270, dacă nu mă înșel, pe când cel de GT simplu 250. Ce meniu avem aici pe computerul de bord? Păi avem așa, să vă dau un zoom să vedeți mai bine. Avem combustibil folosit de la ultima resetare, media 7,7, consumul instant, range-ul, distanța parcursă de la ultima resetare, viteza medie de la ultima resetare și servisul, care trebuie făcut în 14.300 de km sau echivalentul a 9 luni. Și dacă lăsăm pe 0, avem că nu avem niciun mesaj de avertizare. Aici jos vedeți că este activat cruise control-ul, acum este dezactivat, acum este activat limitatorul de viteză. Toate aceste operațiuni se fac de pe consola centrală, de pe acest buton. Tot pe consola centrală avem partea de butoane pentru multimedia, dar după cum v-am spus, partea de multimedia lasă de dorit. Adică, haideți să vedem, intrăm puțin în meniu. Avem partea de navigare, să zicem Navigate to, și punem aici o adresă. Poți să bagi un oraș, o țară, tralala, Suceava, Alba Iulia, etc. Da, nu te gândi că e la zi, dacă pe o stradă, de exemplu, se lucrează, nu știe, dacă o stradă e nouă, nu știe, chestii de genul ăsta. Acum el știe unde sunt, cu toate că e versiunea de prin 2019, de genul ăsta, 2018, poate chiar mai veche, pentru că autostrada de la Sibiu la Sebeș nu o vede pe hartă, dar nici nu știu exact, nu mă interesa niciodată, pentru că până la urmă mai folosim partea de Waze de pe telefon sau Google Maps și așa mai departe. Pe partea de consolă avem climatizarea pe două zone, care se pornește de aici. De aici tot dă mai tare sau mai încet ventilația. Stânga, dreapta, dezaburire, parbriz, dezaburire, lunetă. De aici selectăm unde să vină zona de aer, adică zona de sus, zona de către față sau față și picioare, doar picioare sau picioare și parbriz. Destul de simplă, nu prea te încurci în ea. Mai jos avem CD player-ul, care, după cum știți sau poate nu știți, vă spun eu, la Renault există mai multe versiuni de echipare, adică există prima versiune care nu are joystick-ul ăsta în mijloc. Asta e o chestie care, pe care poate nu știe toată lumea, dar vă ajută, vă spun. Este castofonul fără joystick-ul ăsta în mijloc. Are 4 butoane, cum s-a zis aici, stânga, dreapta, sus, jos. No, ăla e cel mai nasol castofon, în sensul că nu are Bluetooth și are vreo 10-15W pe boxe, ceea ce e destul de nasol. Deci, dacă găsiți o mașină cu modelul de castofon și aveți pretenții muzicale, mai bine ziceți pas. După care e ăsta,
care vine pe echiparea medie, să zicem așa, sau Bose. Ideea e că asta vine și pe Arcamis sau Acramis sau nu știu cum naiba zice la sistemul de la Renault. Mă scuzați că greșesc, dar nu mai țin minte. Aveam la un moment dat pe cealaltă mașină, pe asta n-am. Asta e făcut un retrofit, vă explic. Așa, și asta are un pic mai mult amplificare, dar nici asta nu e grozav. Ideea e că asta are Bluetooth. Atât Bluetooth pentru apeluri, cât și Bluetooth pentru muzică. Ceea ce e un plus enorm în zilele noastre. Da, nici ăsta nu e foarte strălucit, așa că eu am optat pentru a amplifica mașina cu două stații. De unde am pornit? Ideea e că mașina a venit cu primul model de castofon, cu toate care navigație de fabrică. Mașina a venit cu castofonul ăla fără Bluetooth. A fost destul de multă bătaie de cap să găsesc un castofon să-l pot împerechea pe mașină, că nu e doar să-l iei, să-l pui, trebuie scris în softul mașinii, că e o complicățiune de astea franceză, că nu mai gândesc chestiile cu curul și de-a 200, dar trecem peste. Ideea e că am optat pentru castofonul ăsta pentru partea de Bluetooth și pentru o integrare cât mai OEM și să meargă comenzile pe volan, după care am schimbat și display-ul ăsta pentru el, că display-ul ce l-aveam eu nu mergea pe ăsta. Eu aveam navigație simplă TomTom și ăsta e TomTom Live, pentru că acest casetofon venea cu parte de navigație TomTom Live. Eu aveam casetofon cu TomTom simplu, nu a mers, deci e o mare, mare complicațiune cu treaba asta de navigație. Le-am pus pe mașină și suna ca un cur, ca să zicem așa, de la început, cu toate că mașina avea boxele schimbate. După care am schimbat tweetere, boxe față, boxe spate, sunau la fel de nasol pentru că n-avea asta putere să le amplifice, după care am pus un amplificator pentru boxe cu 4 canale, după care am simțit nevoia unui bas și am mai pus un amplificator pentru un subwoofer și am pus un subwoofer în locul roții de rezervă și acum sunt fericit, la modul e super ok. Na. Pe partea de alte butonașe ce le mai avem, avem butonul de avarii, butonul care blochezi ușile pentru că ai nevoie de el, pentru că mașina în momentul în care se pune în mișcare blochează automat ușile și tu dacă te oprești în oraș și vrei să iei pe cineva trebuie să apeși butonul ăsta să-ți deschizi ușile, să urci omul în mașină, după care ea se blochează automat. Avem aici butoanele care închid gurile de ventilație, care sunt reglabile stânga, dreapta, sus, jos. Mare lucru, nu mai avem prin mașină. Aici avem butonul de start-stop, unde pornim și oprim motorul. Aici avem locul pentru cartelă, unde trebuie să o bagi dacă cumva nu ai keyless go, keyless entry. Aici avem un loc unde putem pune încărcătorul de mașină, o brichetă, o priză de 12 volți. Avem aici în jos și un cup holder. Din păcate este doar unul singur, însă mai exista opțiunea să nu ai navigație. Automat, dacă nu aveai navigație, nu aveai butoanele astea de aici și aici aveai un cup holder care totuși era util, pentru că ăsta de aici nu poți să îl folosești la modul, la capacitatea lui maximă, pentru că nu poți să pui o sticlă de jumate aici, că îți dă în consola asta. Deci e gândit nasol, maxim un par de cafea. Deci, din păcate, nu te poți folosi de la maxim. Pe partea de parasolare, avem aici parasolare, dar din păcate nu sunt iluminate. Însă avem aici plafoniera, în care poți să schimbi foarte ușor becurile. Sunt acele T10 sau alea clasice de poziție la orice mașină. La fel astea, la fel alea din uși, la fel în torpedou. Toate sunt T10, deci sunt ușor de schimbat. Nu ai probleme. Acum, uitându-mă în spate, ca să vă dați seama cât e de mic geamul ăsta lateral, cam așa e. Ești cam ca în avion. Nu ai prea multe opțiuni în spate de confort. Ai maxim din ăla de agățat umerașul, un geam. N-ai ventilație în spate, n-ai nimic. Ai doar boxe și un suport de mână acolo. Poți să-ți pui mâna acolo, poți să-ți ridici tătiere, n-ai nici cotieră centrală, n-ai foarte multe lucruri.
poate am mai omis puțin să vă spun treaba cu volanul, faptul că avem aici butoanele pentru ajustarea cruise controlului sau pentru a reveni la o valoare deja setată după ce ai pus frână. Ce înseamnă asta? Dacă, de exemplu, mergi cu mașina cu 80 la oră și îți iasă cineva în cale, cum se întâmplă în România, pui frână, apeși pe acest R, mașina din nou setează cruise control la 80 la oră și crește el viteza progresiv până ajunge la 80 la oră și se stabilizează. Dacă vrei să anulezi acea comandă de 80 la oră setată în bord, apeși pe 0. Din stânga, să zicem, pui pilotul pe 60, da, în momentul în care apăsăm butonul ăsta, pilotul se activează, apare în bord, să zicem că ești la 80 la oră, apeși pe plus, se setează la 80 la oră mașina, apeși pe plus, îți apare 80, mai apeși pe plus, crește la 82, 84 și așa mai departe. Dacă ai alte nelămuriri, poți să scrii în comentarii. Iarăși o chestie destul de enervantă la Renault, pe care am experimentat-o după deținerea mai multe Renault-uri și nu știu dacă are de fapt sau e doar o chestie care să te aburească, partea de senzor de ploaie. Adică pui mașina pe auto și mașina la un moment dat începe și face din ștergătoare așa, după care o ia mai repede, după care iar încetinește la modul, nu știu pe ce se bazează, la modul coții constant, să zicem, la 60 la oră și mașina oscilează pe partea de ploaie, de ștergătoare, cu toate că ploaia nu se năsprește, nu se domolește, mașina, nu știu, e derutată. Și chestia asta am observat-o la cam toate Renault. Am avut și un Clio 4, am mai avut alt Megane 3, am mai avut un Megane 4, dar nu știu care treaba, ceva nu le place la partea asta de senzor de ploaie. Pe partea de mânere, mașina stă destul de șod, în sensul că are un singur mâner, pe partea de șofer n-are, pe partea de spate n-are, dar până la urma urmei, bun, e și unul decât nimic. Să vă zic niște diferențe față de celelalte versiuni. Da. Schimbătorul în 6 viteze și o particularitate, cutia e foarte scurtă. Hai să auzi cum se aude motorul. E un pic murdară mașina. De mână manuală, pentru că există și versiuni cu frână de mână electrică, da, la versiunile care nu sunt chiar așa de sport, astea mai sport, mai pe clasic. Ca idee, mașina asta e foarte, foarte iubită de români, e printre cele mai prezente mașini de familie, în special mașinile break și în special motorizarea 1.5 diesel, pentru că este o versiune foarte fiabilă, foarte economică și foarte ieftin de întreținut. Aici avem totuși un 2.0 diesel care nu este chiar așa de economic, nu este chiar așa de ușor de întreținut, dar după părerea mea este, dacă nu cel puțin, poate chiar mai fiabil decât clasicul 1.5. Ca să faceți o idee, motorul ăsta a fost pus pe majoritatea dubelor de la Renault. De acolo și cuplul ăsta mare, de acolo probabil și cutia asta scurtă, pentru că mașina asta la 140 la oră în jur de 2600-7800 de ture într-a 6-a, la modul nu-i foarte bine gândită, dar na, o ajută pe sprint, pe demaraj, pierde un pic la partea de consum. Ce să vă mai arăt? Aici avem antena pentru GPS. Multe n-ar mai fi de spus. Ca idee,
Există versiune normală, există versiune GT Line, care are cam tot ce are un GT în afară de motor. Ce înseamnă asta? Diverse elemente de interior, adică scaune, volan, diverse bandouri, tralala, pedale metalice și așa mai departe, plus kitul exterior de bări, atenție, fără jante. Astea sunt niște jante specifice modelului GT. Deci, repet, este GT Line-ul, care are diverse elemente de GT, plus diferența de o versiune normală, suspensia, care este mult, mult mai rigidă la GT Line, cât și la GT. Am impresia că suspensia se apropie un pic de suspensia DRS, cel puțin pe partea asta de GT. Pentru că am avut aceeași mașină, aceeași motorizare, dar fără să fie pachetul GT. Și credeți-mă că era o diferență de la cer la pământ. Deci, GT, GT Line și simplu. Cam astea ar fi. Ideea e că am avut Megane 3 cu același motor de 2.0 diesel, dar nu era nici măcar GT Line, adică nu cred că există 2.0 diesel GT Line, e 2.0 GT. Și era o diferență de la cer la pământ pe partea de confort, pentru că asta are niște suspensii mult mai tari. Uite, ca idee, hai să vă arăt. Zici că e sudată. M-am apăsat pe aripă, aripa e de tablă. S-a plecat mașina. Deci mă pun cu 85 de kg pe ea și nu se lasă. Atât de tare e mașina de pe suspensie. Deci sclănță-ne dinții în gură, ce să mai... Dacă mă întrebați pe mine, vă recomand din toată inima să nu vă luați GT. Dacă puteți să treceți peste partea asta de confort, luați-vă, că aspectul e mult mai plăcut, dar dacă țineți la confort, mergeți pe varianta simplă, pentru că pe simplu există de asemenea toate motorizările, 1.5, 1.9, 2.0, 2.0 benzină, 2.0 diesel, 1.9 diesel, 1.5 diesel, 110, este versiunea de 1.6, 16 valve, benzină, este versiunea nasoală de, nu vă recomand să vă luați, de 1.4 sau cât naiba e una, TC ăla de 120 de cai sau cât naiba are, ăla de rău de tot. Deci nu vă recomand, singura motorizare pe care nu vă recomand e aia de 1.4. În rest, mergeți cu Dumnezeu înainte, că oricare ați lua, nu dați greș cu ea. 1.5 e super economic, 2.0 e mai agresiv, cuplu foarte mare, dar nu prea ține cu consumul. Și 1.9 e acolo, o medie între ele. E ok. Ce să zic, fraților, sper că v-a plăcut mașinuța asta. Ce să zic, asta e mașina personală, puteți să mă întrebați destul de multe chestii, pentru că pot să vă răspund, pentru că o cunosc deja, o am de un an și ceva, cum am mai spus, am mai avut una înainte, sunt destul de familiarizat cu mașina și probabil în viitorul apropiat o să fie și de vânzare, tocmai dacă o piatră ne-a din greșeală cu piciorul. Și ce să zicem, până data viitoare să ne auzim și să aveți un an nou fericit, pentru că clipul ăsta e filmat fix acum de sfârșit de an. Mi se pare că suntem în 27 sau în 28 decembrie 2023. Și până data viitoare v-am lăsat cu GT-ul.